Sala. Cine nu e online în lumea asta sociocercurilor, nu poate fi găsit pe Facebook, logic. Cineva s-a gândit să facă o piesă despre prietenii de Facebook, dedicată prietenilor de pe Facebook. Ea este Nicola și a venit în premieră cu videoclipul acestei piese. Good morning, Facebook friends, wherever you are, I'm telling you. No matter where, I am your friend. And dear people, dear boys and girls, even like or dislike, life could be hard sometimes, but beautiful if sending some hugs and kisses, one to each other, many more hugs and kisses, knocking on your door and sharing all my love. Oh. Dear Facebook friend, can give you the moon or drawing a cartoon, but I can share my life with you here on Timeline. I subscribe, dear people, dear boys and girls, even like or dislike, love could hurt sometimes, but could be beautiful if sending some hugs and kisses, one to each other, many more hugs and kisses, knocking on your door and sharing all my love. Să-i dăm împreună, Nicole, un mare like pentru piesa asta și pentru videoclip. Ștefan Tiberiu, bună dimineața! Neața! Mai lângă mine, vreau neapărat să... Ce făceai cu telefonul în timp ce eu te prezentam? Te filmam. Super! Personajul, cine știe unde e filmarea. No. Domnilor, veniți aici în stânga. Vă rog să arătăm bine la televizor și mai ales pe Facebook. Da. Un videoclip autentic pentru că folosește, cred, materie primă reală. Adică nu e inventat. Da, e cel mai, eu știu, natural, să zic așa, clip pe care l-am avut. Conține și prieteni de pe Facebook. Real. Că sunt, da, sunt cei care, din păcate, n-au intrat toate pozele. Am primit foarte, foarte multe poze, dar a trebuit să se facă o selecție de aia. Că... Tu ai lucrat cu materialul clientului? Da. Deci oamenii ți-au trimis pozele? De fapt, da, am fost ajutată de Dragoș și un alt prieten. Vreau să spun că acest clip s-a făcut... Între prieteni, adică a filmat un prieten, da. Am fost cu prieteni, a montat un prieten, a fost super, super tare, adică să lucrez cu prieteni, deci cea mai frumoasă experiență, pot așa este. Uneori ai impresia că lucrezi cu prieteni sau cu oameni apropiați că e ieftin sau te costă foarte puțin. E bine să știi că nu tot timpul e așa. Nu, nu. Te costă mult, mult mai mult, dar nu simți pe loc. Simți așa peste 25 de ani, nu zic nimic. Nimic, dar știi acum o ustură.
Videoclipul poate fi văzut și online, pe internet, evident, da, da, da. Pe pagina de am Facebook. Am vrut să venim cu el prima dată aici, după care normal că o să intre pe Facebook, da, și YouTube și toate. Va fi ușor de găsit. Dacă ați participat la făurirea videoclipului și vă vedeți măcar pentru o secundă în videoclip, trebuie să-l luați videoclipul de acolo și, nu știu, să-l puneți pe frigider. Să vadă toți. De câte ori ca om normal poți să apari într-un videoclip, nu? Da, stai seama. Nu știu, mie mi-a făcut foarte mare plăcere să... Nu știu, să Doamne, îmi venea să spun cuvintele tale, dar nu vreau să le folosesc pe ale tale. Să lucrez cu ei. Să te conectezi. Da. Iată, și sunt prietenii mei și iubesc. Și să ne dați bani în plus. Nicola la Neața, mulțumim tare mult pentru videoclipul în premieră. Despre șansa de a apărea în videoclipul cuiva vreodată în viața asta vom vorbi după pauză. Tot după pauză vă facem și o invitație interesantă pentru săptămâna viitoare. Că dacă nu se anunță la Neața și cântă cineva în România asta, credeți-mă, ori cântă prost, ori nu contează, nu vă duceți. De-aia vă anunțăm noi în câteva momente. Luăm scurtă pauză, nu uitați că ne căutăm cățela Neața. Ce fel de câine credeți că ni s-ar potrivi nouă echipei de la Neața? Pe bune, nu surpriză, aflăm pe săptămâna viitoare. O să vin și eu cu o idee, să știi. O idee, pauză. Neața cu Răvan și Dan.